Vaccinarea în România este din nou în ritm de melc, deși ne apropiem cu greu de o rată de imunizare de 40%. Oficialii din Ministerul Sănătății estimează că România va atinge anul viitor pragul de 70% din populația eligibilă, iar în 2023 90% din populație va fi imunizată împotriva SARS-CoV-2. Discutăm mai multe despre vaccinare și despre această reticență a românilor la serul împotriva COVID cu medicul Radu Țincu, medic primar terapie intensivă și toxicologie la Spitalul Floreasca din Capitală. Vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce s-a întâmplat, domnule Țincu, din punctul dumneavoastră de vedere cu campania de vaccinare? Am avut o impulsionare în acest val 4 de câteva zile în care oamenii s-au imunizat în mod nesperat într-un număr extrem de ridicat și această dorință de vaccinare a fost determinată de două elemente. În primul rând, numărul mare de persoane spitalizate, numărul mare de morți, experiențe personale, rude, prieteni care au ajuns spitalizați cu forme severe, i-au speriat pe unii din români care au dorit imunizarea. Pe de altă parte, introducerea certificatului verde în discuție parlamentară pentru adoptare i-a determinat pe unii să se grăbească în ideea de a putea să aibă un certificat verde care să le asigure libera circulație. Așa cum numărul de cazuri a început să scadă, oamenii s-au obișnuit și cu ideea acestui val 4 din punct de vedere al severității și, pe de altă parte, blocarea în Parlament a certificatului verde a dus la prăbușirea intenției de vaccinare. Știm că s-au demarat discuțiile deja pentru votul în Camera Deputaților în ceea ce privește certificatul verde, cameră decizională în acest caz. În momentul acesta sunt discuții în comisiile de specialitate. Cel mai probabil săptămâna viitoare se va da votul pe introducerea obligativității prezentării certificatului verde. În cazul în care acest vot va fi favorabil, credeți că se poate schimba ceva în sensul că să ne întoarcem în urmă cu o săptămână, două săptămâni, când numărul de persoane vaccinate era foarte mare? S-au înregistrat recorduri chiar. În mod evident, după introducerea certificatului verde, avem exemplu altor țări. Franța a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de persoane vaccinate în urma acestei decizii. Sunt absolut sigur că dacă se va obține un vot favorabil, cel mai probabil vom înregistra o creștere a numărului de cazuri. Nu știu dacă ne vom reîntoarce la nivelul acela record de care aminteați, pentru că nu mai avem un val 4 atât de intens din punct de vedere al numărului de îmbolnăviri și sigur acest lucru creează un anumit confort social. Însă despre campania de vaccinare trebuie să știm un lucru. Ea trebuie să, ca să fie eficientă, trebuie să se desfășoare într-o perioadă scurtă de timp. 6-8 luni de zile e nevoie pentru imunizarea colectivă. Cu cât întindem mai mult această campanie de vaccinare, cu atât eficiența ei scade. Iar riscul de apariție a unor noi valuri de îmbolnăviri va fi unul real și va fi evident proporțional cu numărul de persoane vaccinate. Dacă primăvara viitoare ne va prinde tot cu număr scăzut de oameni imunizați, este evident că vom asista la o creștere a numărului de cazuri. Am văzut în ceea ce privește creșterea numărului de cazuri o cifre alarmante care vin din afara granițelor. De pildă, în Ungaria a explodat din nou numărul de infectări, bineînțeles nu și cel al deceselor și a persoanelor aflate în stare gravă, tocmai datorită ratei mare de vaccinare. V-aș întreba, credeți că alte țări din Europa se confruntă cu valul 5 deja? E greu de spus dacă e un nou val sau oarecum e acest val 4 care a avut un decalaj. Noi am accelerat foarte puternic pentru că am avut un număr de persoane insuficient vaccinate, iar la ei acest val 4 a debutat într-un mod lent și abia acum se află în faza de accelerare. Însă, într-adevăr, ceea ce trebuie remarcat este că în pofida numărului mare de pacienți diagnosticați în fiecare zi, numărul de persoane spitalizate sau de persoane care își pierd viața este foarte redus, ceea ce ne arată că vaccinarea este singura formă care previne dezvoltarea unor forme severe de boală. Chiar și în România, cei care au fost diagnosticați cu COVID-19 fiind vaccinați, majoritatea dintre ei au făcut forme foarte ușoare de boală sau asimptomatice, mulți dintre ei n-au nevoie nici măcar de evaluare medicală.